La ce vârstă ți-ai pierdut virginitatea și cum s-a întâmplat asta? Cu câte persoane ai făcut sex? Sună pe mama ta cu una pe video și fă-i cunoștință cu mine. Cred că mă sună mama, Ambele. Sară, mă! Salut! Bună! Adam, îmi pare bine! Patrice, îmi pare bine! Bună, eu sunt Cristi! Bună, eu sunt Flori! Bună! Bună! Mersi că ai venit la date cu mine! Mersi că m-ai invitat! Și astăzi o să răspund la niște întrebări personale sau mai puțin personale despre noi. Ok! Ce aspecte te interesează la viitorul tău partener? Să fie brunet. Aspectul nu prea contează, doar că aș avea așa o chestie, să nu fie berbec sau scorpion. Sau gemeni. Gemeni este ok? Da, sunt ok. Ah, super, sunt gemeni. Ce aspecte te interesează la viitorul tău partener? Să fii deșteaptă, să mă înțeleagă și să ne înțelege bine. Cred că asta este... Ce aspecte te interesează la viitorul tău partener? La viitoarea ta partener? Măi, păi să fie destul de... inteligentă. Nu a spune nu nici la aspectul fizic. N-ai spune. Și... atât. Cât de atras ești de mine? Pe o scară de la 1 la 10, aș putea spune 8-50. All you need is love. Cât de atras ești de mine? Din moment ce nu prea te cunosc, să zicem 50%. Fizic. Ce număr prost mi-ai dat? Nu e prost. 50%? Sumă. Pe ggbet.com pierzi cu 50%. Dai. Cât de atrasă ești de mine? Având în vedere că mie îmi plac bărbații care sunt, au părul închis la culoare, nu-mi plac bărbații blonzi. N-am plac aia care sunt închiși la culoare cu ochii albaștri, n-ai ochii albaștri, scad de acolo 30, 15 la înălțime, 65%. 55%? Mai bine de la mine. Mulțumesc, de ce de bine. Când a fost ultima dată când ai ieșit cu cineva? Ieri. Foarte, foarte, foarte rar văd că... Când a fost ultima dată când ai ieșit cu cineva? Pe ce înseamnă ieșit? Când ai ieșit la o întâlnire cu cineva, nu cu prietenii tăi. Cu o femeie, mă, când ai ieșit ultima dată cu o femeie. Acum câteva zile. Nu pot să dau data exactă că nu mai știu. Când a fost ultima dată când ai ieșit cu cineva? Întâlnire cum e asta așa? Sau da, cu plantă, poate... cu ardei. Cu... sau poate să fie o întâlnire în parc, așa, sau... Nu, când ai ieșit cu cineva pe club să cunoști, gen, să pornești o relație sau să ai anumite legături cu acea persoană. Să cunosc? Da, da, nu la un date așa. Și când ai ieșit ultima oară la un date? Aseară. Dar nu știu dacă să consideră un date, ok? Unde erați? În parc. Și ce faceți? Ai luat și eu vafă, ceva, bă? Nu, din păcate. A, deci dacă eu îl chem pe body la filmare, îl chem la unde? Ei, bine, ce bine că mi-ai la ei, tot 7, 8. Când a fost ultima dată când ai avut un one night stand? Acum vreo 2 săptămâni. Okay. Când a fost ultima dată când ai avut un one night stand? N-am avut niciodată un one night stand. Niciodată, niciodată? Niciodată. Sunt mică. Am 18 ani. Mamă, bine că ai 18, că altfel... Când a fost ultima dată când ai avut un one night stand? Am avut unul singur. Au fost două. Am avut unul singur, dar au fost, fost două. A fost bine prima oară și am vrut să... acum 2 luni jumate. Eram în carantină. Da? Vrei să ai copii? Da, doi. Un băiat și o fată. Wow. Vrei să ai copii? Vrei să am? Mă trebuie acum, da, sau e întrebare? E întrebare, deocamdată nu te întreb nimic. Băiat și fată, dar nu acum, cred că prea de vreme, adică sunt prea copil. Da, și eu zic asta. Că ai sunt prea copil sau? Nu, că e prea de vreme. Vrei să ai copii? Deocamdată nu. Poate în viitor, dar deocamdată nu mă gândesc. Să am copii. Gen, poate, dar deocamdată nu. Nu știi sigur dacă vrei, pe viitor? Pe viitor o să vreau, dar acum nu. Okay. Dar ce vârstă ți-ai pierdut virginitatea și cum s-a întâmplat asta?
cu detalii sau fără? 18-19 ani. Așa. Și a durat 15 secunde, cred. Ok. La ce vârstă ți-ai pierdut virginitatea și cum s-a întâmplat asta? Bine, o să mănânc un ardei de asta. Vai de capul meu. De ce sunt așa de mari? Ca să răspuns la întrebări. Mau, încăți. Iute sau? Nu te vă schițiu okay. Nimic. Nu prea l-ai mistecat. Am văzut. La ce vârstă ți-ai pierdut virginitatea și cum s-a întâmplat asta? Eram în liceu. Prietenele mele nu mai erau virgine și mă simțeam presată de societate, că eu sunt. Și că am chiulit de la liceu să mă duc să facem sex. Eram amândoi virgini, că aveam 15-16 pe acolo. Și a fost groaznic, frate. Efectiv, am zis că nu mai vreau sex toată viața de atunci. Da. Nu. A durat 3 minute și după am plecat la liceu. Băi, Manu, îmi pare rău de tine. La Manu a durat 10 secunde. A, nu, cu tot cu preludiu, gen 3 minute. A, cred că la tine, ascultă, la ea a durat 15 minute cu tot cu plecatul de la școală. Ceva de genul până am ajuns. Și stă la 30 de minute distanță. Nu știu cum s-a întâmplat. Abia ne-am cunoscut. Sună pe mama ta cu apel video și fă-i cunoștință cu mine. Acum? Acum. Ori asta o să mănânci un ardei iute. Doarme! Păi ai de ales, ori să încerci, o să mănânci ardei iute. Păi știu că doarme. Păi ori trezești, ori mănânci ardei iute, adică nu... Lasă că mănânc ardei iute, că doarme. E iute? Ce-ți face mama ta? Să știi că mama e o soacră foarte bună. Nu știu, nu o cunosc. Vrei să mai mănânci unul? Pare că mai vrea să mai iau unul. Da. Sună pe mama ta cu un apel video și fă-i cunoștință cu mine. Cam că sună, dar nu știu dacă răspunde. Nu, cred că zici tu cum te cheamă, că eu am uitat. Patris, mă cheamă Patris. Băi, eu dacă nu răspunde, eu am încercat. Da, clar. Doamne, știu să nu răspund. Îmi pare rău. A răspuns, dar nu se conectează. Deci am încercat. De ce mă că am încercat? Bă, voi sunteți până la am și sunat și după aia mai bag și ardei. Chiar nu e rău. Păi, dar n-a dus asta până la bun sfârșit, mă. Cum adică nu am dus? Am sunat-o pe mama, dar nu mi-a răspuns mama. Am sunat pe altcineva din familie. Hai, că sunt pe tata. E ok, chiar e ok. Vezi că iau furculița acum. Vezi, e ok. Ok, e ok. Cred că mă sună mama, ambele. Salut, mă! Păi, am avut puțină treabă. Am vrut să te sun, dar acum nu mai e nevoie. Că am mâncat. Cum adică? Vrei să-mi arăți ceva ce mănânc? Da, da, vreau să te arăt pe fată, dar e ok. Bă. Ai mâncat-o deja? Da. Păi, ia că te faci și păstrează-o. Vrei să nu elimini. Da. Sărumâna. Ok, ok. Bine, sărumă. Bine, pa. Ce ai vrut să mi-a prezis pe mama ta? Păi te-am mâncat deja, nu mai putem. Sună pe mama ta cu apel video și fă-i cunoștință cu mine. Băi, nu știu ce să zic. O să mănânc un ardei. Nu pot pentru că telefonul meu înregistrează vocile. Ți-l dau pe al meu, nu-i problemă. Băgăm în agenda și... Vrei să-l dau pe al meu, Bogdan, dacă nu. Ești... Avem telefoane pe aici. Abia am ieșit și, nu știu, prima întâlnire și să o cunoști pe mama mea, o să mă pun ardei. Nu știu. Câte jigniri, mă ridic. Băi, Bogdan, Bogdan, telefonul. Arată-mi eu pe fosta ta și spune-mi sincer dacă sunt mai frumoasă decât ea. Care din ele? Ultima. Ți care e chestia? Ultima tipă cu care am fost în mod oficial, mare la bloc peste tot. Și n-ai o poză cu ea, cu tine N-am și N-am nicio poză. A, uite, uite, aici o poză cu ea. E frumoasă. Ești mai bine decât ea. Mulțumesc. Arată-mi eu pe fosta. Pe fosta pe fost, mea? Pe fostul. Mi l-am întrebat ce orientație are, n-aș știu ce să... Și arată-mi-l pe fostul și spune-mi sincer dacă sunt mai frumos decât el. S-o cheme cineva pe Andrada. Pe ea s-o cheme... Nu! Sau telefonul? Telefonul. Ah. Nu, 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 nu. Mă, ești mai frumos decât el. Și cu 50%?
Ce? Hai, mă, ce? Mamă, ce mare e ăsta. Nice. Dar apreciez că am mâncat ardeiul și mi-a zis că-s mai frumos că... Te-a răspuns la jumătate de întrebare. Da. Măi, e chiar ok ardeiul ăsta. Am crezut că-s eu, dar bine. Arată-mi-l pe fostul tău și spune-mi sincer dacă sunt mai frumos decât el. Dacă mi-a dat blog. Da, așa puțin, că se rezolve imediat. El e fostul meu. Are BMW? Nu. Bună. Da. Dacă ești mai frumos ca el. Da. Sincer, are 1,98 înălțime. Nu, te-a luat acolo cu mult. Ok. Care este cea mai neatractivă chestie la mine? Arată mâinile tale. Mi-a zis mâinile. Zodia. Beau niște apă așa că mi-e sete, stau la soare. Freza. Mie chiar îmi place freza asta. Nu știu, nu e genul meu. Care este cea mai neatractivă chestie la mine? Dacă vrei zici ceva nașpa, să mănânci ardei, te rog frumos. Eyeliner. De ce? Nu-ți place ție. Ce puteam să zic? Nu știu. Okay. Care este cea mai neatractivă chestie la mine? Mă, nu-mi place rujul acum. E prea roșu. Bă, la mine, personal, gen, nu rujul meu. Abia ne-am cunoscut, cum vrei să... Nu știu. Fizic nu văd o chestie care e, să nu placă atât de... Puțin. Da, gen, nu știu. Ce te face un iubit bun? Câte calități am. Sunt atent. Nu știu, trebuie să mă gândesc. Habar n-am. E foarte greu să-ți faci complimente ție. Ce te face o iubită bună? Chiar îmi dau toată silința să-l fac pe cel de lângă mine foarte fericit și să pese de el și să... Nu știu. Cu 50%? Crezi că m-ai făcut să mă simt bine? Nu acum. Am înțeles, nu suntem împreună și da. Ce te face o iubită bună? De unde să încep? Deci, știu să gătesc, să spăl, să cal, fac mâncare, aduc bani în casă, am permis, te car de la beție. Mai continui? O femeie de business, independentă. Toate chestiile menționate le-ai făcut? Da, 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 sunt deja în prezent aici. Gătesc de la 11 ani, fac sarmale, ardei în plus, salate de bof, ciorbe, toate prăjituri. Da? Da? Sunt, nu iubită, sunt o soție extraordinară în cască. Și modestă. Observ asta. Ai înșelat vreodată și dacă da, în ce circunstanțe s-a întâmplat? N-am înșelat. Ai înșelat vreodată, în ce circunstanțe s-a întâmplat? Păi nu am înșelat. Niciodată, nu pot să zic. Niciodată. Nici măcar o singură dată. Păi de ce să înșel? Dacă am ales o persoană cu aia sună. Da, corect. Ai înșelat vreodată, în ce circunstanțe s-a întâmplat? Mă, nu. Nu am circunstanțe, nu s-a întâmplat. Cu câte persoane ai făcut sex? Cred că au fost 4. Ok. Cu câte persoane ai făcut sex? La întrebarea asta se mănâncă 2 ardei, dacă mă răzbun. Poți să și mănânci. 2? Da. Prima a fost iubirea vieții mele, așa că... Cu câte persoane ai făcut sex? 4. Rezonabil. Ce ești, să scot un pergament acum și încerc? Care este cel mai frumos dintre noi? Dintre noi doi, care consider că arată mai bine? Dintre noi doi? Dintre mine și tine, da. Tu. Ți-am zis că eu nu sunt frumoasă. Mulțumesc. Care este cel mai frumos dintre noi? Cel mai frumos dintre noi? Da. Voi doi. Tu ești, mă, n-am ce zici. Eu zic că tu ești, haide. Care este cel mai frumos dintre noi doi? Mă, nu pot să zic că ești tu, că și eu mă văd pe mine puțin... Nu știu dacă cel mai frumos, dar cred că suntem amândoi, un 50-50? Băi. Nu e o întrebare, un 50-50, da. Suntem la fel de ureți, amândoi. Cine e cea mai frumoasă dintre noi doi? Eu. Ok. Crezi că această întâlnire se va rezuma la un one night stand? Nu cred. Ok, nici eu. Crezi că această întâlnire se va rezuma la un one night stand? Nu. Gameș. Adică nici măcar atât voiam să zic. Crezi că această întâlnire se va rezuma la un one night stand? Nu.
Și face copii cu tine. Ah. Îți amintești numele meu? Cristi. Wow, incredibil. Îți amintești numele meu? Andrada? Nu te chem așa, nu? Mă cheamă Patris. Pare bine. Pare rău. Îți amintești numele meu? Lorena. Ai ieșit la o altă întâlnire cu mine? Dacă da, când și dacă nu, de ce? Da, sigur. Când? Nu știu, când vrei tu. Ok. Ai ieșit la o altă întâlnire cu mine? Dacă da, când și dacă nu, de ce? Da. Ai ieșit? Da. Băi, ești nebun? Nu, frate, mi-ai uitat numele, what the fuck, nu aș ieși la o altă întâlnire cu tine. Băgăm și... Nici un stai, nici pe drag. Ai ieșit la o altă întâlnire cu mine? Dacă da, când? Și dacă nu, de ce? Da, la Dabu, frate. Perfect. Crispy de la Dabu. Hai acum. Ok.